Bună ziua, domnule primar, bună ziua, stimați consilieri și consiliere a Consiliului Local. Cu permisiunea dumneavoastră, o să începem ședința Consiliului Local din data de 11 septembrie 2019. O să dau citire ordinii de zi a acestei ședințe. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Salvador Dorian, președinte de ședință pentru luna octombrie 2019, inițiator primarul comunei Târgu Troveș. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al comunei Târgu Troveș, inițiator primarul comunei Târgu Troveș. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind acordarea stimulentelor financiare elevilor care au obținut rezultate deosebite la competițiile școlare județene și infrazdețene regionale organizate în anul școlar 2018-2019, inițiator primarul comunei Târgu Troveș. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru comuna Târgu Troveș, inițiator primarul comunei Târgu Troveș. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență la nivelul comunei Târgu Troveș, inițiator primarul comunei Târgu Troveș. Și mai avem încă un punct care cu siguranță îl aveți toți. Da, și punctul 6, proiect de hotărâre. Și asta care nu e. Deci proiect de hotărâre numărul 24 din 9-9-2019 pentru aprobarea actualizării de vizul general după încheierea contractelor de achiziție publică cu ordonanții de urgență numărul 114/2018, instrucțiunea Agenției Naționale a Achizițiilor Publice numărul 1/2019 și a contribuției asigurării de muncă 2,20% pentru obiectivul de investiție înființare de centralizare pe menajer în localitatea Vișoara, Comandă de Cotul Dețul Bacălău și punctul. Punem la vot suplimentarea cu acest punct. Cu acest punct la ordinea de ședință, cine este pentru? Pe dacă l-am suplimentat și l-a citit la lucrarea ordinea de zi. Păi trebuia să suplimentezi mandatul, să vă suplimentarea și să vă suplimentarea. Aveți. Deci aș vrea să menționez suplimentările astea prin exact primele zile. Suplimentele o să nu se mai facă. Adică dar mai după noi drumul care o să mai facă. Dacă este de după drumul, ce? Atunci faceți o ședință extraordinară sau cum este. Nu la aduceți exact ca și eu de trecut la ședința trecută, exact când s-a început ședința, am o vărtire. Nu știu că ce, ce vă afectează, dar da, mai nu pot să spuneți în viața prezintea. Asta este legiuitorul și îmi spune 5 zile înainte ca să am timpul necesar pentru studiere. Exact. Supunerea la vot, cine este pentru acest proiect de hotărâre? Pentru suplimentarea ordinii de zi cu acest punct sau proiect. 10, 11. Cine se abține? 3 abține. Împotrivă? Domnul Bobo, s-a dat domnul Liviu, domnul Ureanu și domnul Bobo. Și 12 pentru, da? Nu, nu, nu. 4 abține, dacă s-a votat. Deci, mai trebuie. Deci, da. Dar nu e așa, de asta s-au avut 11. Dar vă rog, vă rog frumos să nu mai prindeți. Mai întrebare că... Da, da, da. Mai întrebare că prindeți. Când o să ajungem la acest proiect, o să iau cuvântul și o să vă spun, o să motivez de ce m-am obținut. Da. Deci fiecare, da? Ca și completare, aceea... Menționat domnul Liviu, te rog, aș vrea ca la orice punct din proiectul de hotărâre,
dacă se poate și dacă este timpul aferent și necesar, să și motiveze fiecare de ce, exact, de ce a votat pentru sau de ce s-a ținut, dacă se poate. Propun, nu știu, dacă e cazul să propun spre aprobare această inițiativă a mea. Dar adică să spun omul de ce a votat. Fiecare omul, opțiunea de da. Sau omul. Da. Eu fost foarte. Exact, da, Acum, și discuții. Pe seama procesului verbal. Altcineva? Aveți cuvântul, domnul Ridu? Vă mulțumesc, domnul președinte. Voiam doar să... la procesul verbal, la titlul numărul 4, deci, proiectul de hotărâre care a fost inițiat de domnul consilier Rotaru Petrică, eu nu știu, nu regăsesc aici discursul domnului primar. Îi spune clar, atât îl găsesc pe domnul consilier Ander, care spune că domnul consilier Ander vine cu propunerea să aibă două zile din acest eveniment, dacă tot sunt atât de mari probleme cu banii, deci așa ar costa mai puțin. Și nu găsesc acel discurs, acel pasaj care spune că domnul primar, deci spune clar că bună ziua, a pus fie și predicat. Atunci, oameni buni, deci așa, repet din memorie și nu am înșelat. Oameni buni, 20.000 de lei, cred că ar fi corect. Sau eu nu găsesc pasajul. Sau pe hibula mai multe sunt. Da, pe care între care și la momentul ăla și la 30, dacă țineți minte. Și după aia am ajuns la ședința a fost filmată dacă... Da, și după aia am ajuns la 20. După aia am ajuns la 20. Nu mă găsesc aici, mă rog. Asta vreau să spun eu. Bine. Da, să regăsești toată voluntatea mea măzurea lui Petru, dumneavoastră. Păi domnul Consiliu Andoreanu spune, prețul meu e evoluat. Da, de acord cu dumneavoastră. Prețul meu e evoluat acum 2 ani. S-au plătuit 80.000 de lei. Nu suntem de acord, doamnă. Deci, domnul spune, acum suntem de acord să facem și cu 20.000 de lei. Deci, până la urmă, vă susțineți că nu mai trebuie. Ați vorbit domnul. Nu mai trebuie să facem completarea. Treceți-mă, domnul. Nu mai trebuie să facem completarea. Nu mai trebuie. Supunem la vot procesul verbal. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Savon Bărnel, președinte de ședință de 1 octombrie 2019. Inițiator pentru comunitatea Dr. Totu. Supunem la vot. Cine este pentru? Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Comunei Teritoriul Județ Bacău, inițiatorul primar Comunei Teritoriul. Discuții? Altcineva? Lăsa-l deschis. Lăsa-l deschis? Doamne, domnul, vă rog, cine are de la cuvântul să iau lucruri? Sunt strigat, da? Da? Mi se pare foarte... Am luat cuvântul, am zis, lăsa-l deschis. Sigur. Săpunaru. Adică să mutăm interpretarea la Săpunaru, da? Da. Mai e cineva?
Ce sunt și mie, clar, de completez, dacă e completez ceva. Dacă... Poate vorbim de asta. Chiar dacă nu știu. Rugămintea mea la dumneavoastră este ca în timpul discursului fiecare sau să nu se intervină decât dacă este cald. Deci trebuie să fim primat de liniște, de... Da? Să respecte dreptul la... Să respecte dreptul la... Da. Da, vă mulțumesc. Mulțumesc. Vreau să știu aici, la protecția mediului, se dimineață și în timpul lui Bacteș. Se dimineață cu 13 de lei. 3 de lei, am înțeles, ordinii la învățământ, pentru stimulentele financiare. Nu știu, mi se pare total aberant 3 de lei, adică să dăm pentru elevii care sunt cu rezultate deosebite și să dăm 30 de mii. Atenție! Deci, ordinii, da? Deci, cea aberantă și de la. Deci se poate da mult mai mult. Dar vreau să ne răspundeți. Deci, și poate da. Care e masa în care se poate da? Am răspuns să se calculează pe bază monetară. Dar care e masa în care se poate da? Nu știu. Păi poți să dai și 10 euro. Este un hotărâre de cuvânt. Da, preambul. Noi ne-am luat după sumele care sunt trecute în hotărârea de guvern. Bun. Acolo... La nivel național, județean. Ale noastre oricum sunt mai mari. Nu știu de ce am impresia că dacă era cu 100 de lei mai mult, ar da mult. Și acum prevedem că la nivel local, ATM-urile nu se poate să nu intervenim. Nu se poate să nu intervenim. Dacă vreți să nu intervenim. Era cu 100 de lei mai mult. Deci era cu 100 de lei mai mult. Bun. Deci Consiliul Local este cel care hotărăște. Puteți da mai mult, mai puțin, mai... Acolo este o propunere, da? Consiliul Local, ca și for deliberativ, deci legiuitor, da? În calitate de legiuitor, deci el poate face. Bun, hai să dăm mai mult, să luăm de acolo. Și am spus clar, 30 de mii. Deci eu nu sunt de acord cu rectificarea asta bugetară cu 30 de mii. Cu 20 de mii. Dacă nu, putem face altceva. Haideți să, fraților, ca să punem în toți mână de la mână, să ne dăm, eu sunt de acord să ne dăm indemnizația, tu salariu, doamna salariu, și să punem să facem zilele comune, fraților. Haideți să vedem acum care-i cocoș, care-i macho, să vedem care este în față, să-și doneze. Așa spuneau domnii din partea stângă. Domnului, nu se mai face ca dumneavoastră. Păi dar nu, dar hai să facem așa un pic, ca să facem, să ne donăm frumos. Haideți să punem banii, noi și să-i organizăm zilele comune. Dacă reușiți să convingeți, să spuneți că asta nu cum. Dar eu nu trebuie să compit eu. Păi nu, dar aici, în Consiliul Local, fac parte 15 membri. Nu, dar dacă te compitătorul al urmei, urmei, pardon, poți face acest demers. Păi ca să nu mai dăm banii, să mai luăm. Banii ăștia am spus toate că nu pot face așa. Banii ăștia i-am calculat în felul următor după anumite premii. Dacă observați arestatea, da, acolo. Oricum nu mă satisface răspunsul. Mulțumesc, oricum. Nu știu ce vă satisface pe dumneavoastră. Domnul Greanu Pete. Da. Domnul Cernă, vă rog, acum. Nu, am făcut nimic de rău. Da, n-am făcut nimic. Vă rog. Observa legea 300 de investiții, la construire și votare cu limbă culturală, s-a aflat de totuși o mână de tot județul acolo de 59 de mii de euro. În bugetul anual, nu a fost prezis. Suma asta, ați luat în considerare sau de unde ați scos, sau mai avem amenajări ale pietonale, în satul Tărâmul Rotuși, cu mâna Tărâmul Rotuși. A fost în bugetul anual 250, acum este 290. Deci s-a suplimentat cu 40.000. Iar în legătură cu cursul ăla care spune domnul Abidicăru, 30.000 de lei este atribuit pentru festivalul Protoșului, iar 3.000 de lei este atribuit pentru copii. Ceea ce face 3.000 de lei. Problema este în felul următor. Eu țin foarte bine minte că despre sprijinirea copiilor care nu au susținere financiar și pentru a merge la concursuri, s-a discutat cu ceva timp în urmă. Concluzia a fost din partea dumneavoastră că nu se poate sponsoriza și nu se poate da bani. Ceea ce s-a ajuns ca domnul profesor Boacă a strâns de la colegi, adică de la toți consilierii, o sumă oarecare pentru sprijinirea elevilor.
cum acum se poate, atunci nu s-a putut. Adică s-a schimbat legea de atunci până acum sau nu. Deci de acum, de ce se poate? Iar suma de 30.000 vehicular nu mi se pare corect, ceea ce denotă că în trimestrul 1 și 2 la culte și religii a fost o sumă care nu s-a cheltuit, a rămas o sumă de 82.000 de lei plus 1 miliard, deci 1.800.000, ceea ce denotă că dacă ar fi, s-ar putea lua de acolo, fără să mai suplimentăm cu 30.000 de lei pentru lucrurile astea. Deci, eu aș vrea să știu dacă nu au fost cheltuiți banii la culte și religii, de ce mai trebuie să venim cu suplimentare? De 30.000 de lei, dacă sunt bani în partea aia, ar mai avea rostul? Dacă sunt bani necesari și nu au fost cheltuiți? Un numeră, știți destul de bine că urmează și alte lucruri bugetare. Așa banii nu ne ajung, nu când sunt cheltuiți și rămâni. Nu rămâni. Este 1.500.000 la culte și religii. Deci 1.000.000. Eu așa zic, pentru că este rândul trecut la tot la rectificare, mi s-a adus o hârtie pe lista de investiții exact în ultimul moment, în care era un pic diferența. Suma totală era la fel, dar diferența era acolo. Și așa n-am avut timpul necesar de asta, am și venit să nu am avut timpul necesar de a ne documenta, adică am documentat, ca atare vin și în drept. Eu m-am uitat atunci. Era suma cheltuibilă 240 sau 50, a rămas o sumă necheltuit de 82.000 de lei. Vorbiți de rectificare bugetară. Păi rândul trecut, da? Da, da. Și a rămas suma, deci pentru cheltuire de 1.800.000. Eu vreau să întreb, de ce mai trebuie să mai venim cu complementare, lângă aia 1.800.000, mai venim cu 30.000 acum? De ce dacă avem bani? Când se revedeți la execuția bugetară, poate. Dar nu mai este creată execuția, așa... Este trebuie. Din câte țin minte, dar nu este așa și ce spuneți dumneavoastră, că trebuie să luăm din partea aia? Păi da, eu nu știu de ce mai, dacă avem suma de 1.800.000, la culte și religii, că practic banii ăștia de 30.000 de lei, acolo se încadrează, nu? În capitolul culte și religii. De ce mai este nevoie să mai venim cu o suplimentare de 30.000 de lei, dacă avem 1.800.000 cheltuiți de acum încolo până la sfârșit? Domnul Cureanu, respectivii bani deja sunt împărțiți. Ieri am înțeles că au fost niște discuții referitor și aici la capelă. Deci, dar mai ales cheltuiți atunci. Deci banii practic nu sunt. Bugetul înseamnă ce ar trebui să încasăm și unde ar trebui să-i dăm. Nu că avem bani în buget. Da? Deci ne facem niște planuri, probabil că trimestrul 4, să vedem exact ce rămâne, cum ne rămâne, unde... Deci bani deocamdată nu sunt. Bani deocamdată figurează doar pe hârtie. Deci dar aveți trăia de că sunteți consilier local. Dar eu vă întreb. Și ceea ce a fost propus la început de an, pe lista de investiții, sau au fost propuneri pentru bugetul anual și aprobat, adică cum nu sunt bani? Domnul meu, știți că nicio investiție nu se poate face dacă nu este prins. Eu trebuie să deschid ferestre pentru absolut orice. Iar acum, cu CNI-ul care am prins cămionul la bani aici, la Târgu Trotuș, tot de aici ar fi niște bani. Deci banii și așa sunt puțini, indiferent că nu o să vină să avem bani. Eu mă înțelegeți? Deci sunt lucruri care au fost fixate la început de an și bănuiesc că știți, o parte dintre consilieri care a fost atunci, s-a făcut un amendament prin care s-a trecut și suma respectivă. Puteți să spuneți că nu este trecut, adică banii ăia nu există? Să înțeleg? Sunt previziuni. Domnul, nu se putea. Banii ăia nu există. Deci, bugetul, vă repet, a suta oară. Adică bugetul e buget. Bugetul e un buget, faci un trebuie doar. Creionezi un buget, creionezi pasă ce a spus unul. Păi na, ce ar trebui să încasăm? Și nu sunt consilier. Domnul consilier, nu înțeleg. Nu trebuie să ne explicați, eu sunt ce ai buget. Domnul președinte. Vă rog frumos. Astfel, trebuie să luați atitudine, că așa ați menționat, în momentul în care intervine cineva, atunci să moderați cum trebuie. Domnul Botaru să-și ia cuvântul și să explice dânsul. Și eu, deocamdată, la a doua poate fi expus din sală. Deci nu înțeleg așa situația. Adică, o parte dintre proiectele care s-au menționat atunci, deja s-au derulat, deci pentru aia au fost bani.
Iar acum nu mai este bani. Asta nu înțeleg fenomenul. Că și atunci a fost spus aleie, au fost spus în urmă. Deja se, se finanțează. Ei, la alea nu s-a făcut rectificare. Deci eu nu înțeleg un lucru. Adică sunt bani sau nu sunt bani. Domnul președinte, pot să spun? Da, sigur. Deci, proiectul cu Cărmin Cutrea intervine după, nu? Cum? Deci asta e... deci noi avem previziune aici ce va fi. Noi nu sunt banii ăștia. Avem de încasat, mai avem de încasat, mai avem... Asta înseamnă buget. Nu că avem banii ăștia, bă, 50 de miliarde și gata, avem. Nu avem bani. Cum îi prindem, cum îi dăm, cum îi vendem, cum îi dăm. Da, totuși, menționați că 85% din încase sau... Nu știu dacă avem 85%. 85%. Dar nu știu dacă dumneavoastră informația asta atât de complicată. 83%. Nu vă contrazic, domnul. Păi dacă 5%... Deci a intervenit și domnul Vizitem. Domnul Vizitem, eu vreau să nu e niciun evaziv. Eu încerc să vă convin. Deci dumneavoastră spuneți, domnule, și banii, am început anumite proiecte pentru anul respectiv, anul ăsta, când am derulat de la început de an până acum. Ce am avut prins, am prins. Asta a făcut rectificarea respectivă, unde am prins căminul, care va fi tot din așa, și de asta suplimentăm de acolo. Nu am de unde suplimenta din acolo. Tot din așa ce înseamnă, să nu mai întreb. Eu v-am întrebat dacă avem la dispoziție, în capitolul culti și religii, cultură și religii. Mi se pare corect. Deci întotdeauna să fiu... deci e o problemă. Avem un milion. Dumneavoastră spuneți că nu avem banii respectivi. Deci nu avem miliardul ăla 800. Miliardul 800 e până la sfârșit de trimestru, de trimestru 4. Da, 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 da. Deci nu avem banii ăștia. Nu sunt toți. Spuneți sunt sau nu sunt? Nu sunt toți. N-ai cum să fie. Deci o parte există. Da, clar. Păi dacă eu să mă refer, cum puteți să spuneți că la început de buget de an a fost finalizat și aprobat 50.000 pentru căința respectivă? Înseamnă că se constată că nu sunt banii aia? Sau nu se poate face lucrarea? Ba, o să facem, eu v-am explicat anumite motive și dacă ne-am întâlnit. Vă rog frumos să spuneți motivele, pentru că văd că de lună în lună ajungem în stadiul decembrie și noi rămânem cu banii, iar cum a fost anul trecut, de un miliard, nu s-au cheltuit. Dacă am rămâne cu câte un miliard la fiecare capitol, la fiecare excepție? Pe că anul trecut a rămas, banii cheltuiți. Eu așa știu. Da. Păi nu? Am în altă parte. Mai sunt bani ca și dacă nu se... Dar situația este următoarea, ca să vă răspund, că am înțeles unde bateți. La proiecția respectivă, da? Cu cei 50.000 de lei, care am discutat la început și am hotărât că o să o facem. Așa, e o lucrare mai complexă decât ne-am așteptat. Cred că v-am și spus asta când ne-am întâlnit. Așa. În ce constă? Că trebuie să ne explicați, pentru că nu mai pot să merg să, pe ideea că nu se... Adică, concret. Totul este posibil. Dar, înțelegeți, avem nevoie de niște autorizații, niște avize și așa mai departe. Din ceea ce am luat. Din partea cui. De la orice... Vă mai întreb acum, omenește, ați demarat procedurile pentru a obține avizele sau nu? Pentru ce nu? Păi dacă a trecut atâta perioadă de timp, vă dați seama, dumneavoastră, nu vreți să puneți în aplicare hotărârii Consiliului? Domnul Brian, asta vă zic, v-am promis cu după capătul lucrurilor. Domnule, dar nu mi-l duceți la capăt de la anul. Eu anul ăsta a fost acum la buget. Anul ăsta îl face. Păi da. Care am trecut filmat. Deci noi facem rectificări și ajungem la domnul Bureanu, nu să avem bani. Domnul Bureanu, anul ăsta vă garantez că îl face. Sunteți mulțumit de răspund. Deci anul ăsta îmi spune și perioada. Vă rog. Hai. Asta este normal. La ședință este normal. Deci chiar dacă e la decembrie, deci tot anul ăsta. Anul ăsta, nu, robat. Deci noi facem lucrarea în construcție. De ce fac colegii mei? În decembrie. Păi în decembrie puteți să faceți lucrări de construcție, vă spune domnul maestru sau inginer, nici nu știu, că au zis că au lucrat în construcție. Deci se poate lucra? Asta este o anomalie din punctul meu de vedere. Se poate lucra lucrările interioare. Dar el, asta este o lucrare exterioară. Avem și interioară. Nu, haideți că toată lumea o rezolvăm. Da? Deci vă promit că o rezolvăm. Deci am înțeles că luna următoare o rezolvați. Poate și mai devreme. Și mai devreme, după festival. Deci este... Așa. Numai că lumea ați răspuns, dacă sunt banii, de ce trebuie să mai suplimentăm cu 30.000? Dragă mă, dacă v-am zis că rezolvăm. Dar nu aia e problema, am răspunde și la întrebarea asta. Dacă sunt banii... Deci dacă e... Găsim 50.000. Găsim 50.000 să facem.
Da? Deci să te sănătate de 30 de ani, vreau să-mi spun. Domnul băiatul. Deci deja este o chestiune care... Nu e o chestiune, domnul. Deci dumneavoastră nu sunteți să răspundeți altceva. Observ că dumneavoastră răspundeți numai ce vă place. Deci nu răspundeți exact la întrebare. Da, domnule, dar și dumneavoastră mă întrebați numai ce vă convine. Păi nu eu mă întreb ce este aici, pentru că pe lista de investiții. Domnul, eu n-am văzut lucrurile. Haideți. Da, hai să depășim momentul și să trecem la următoarea, la domnul Răbunarul Căstică. Aveți cuvântul domnului. Și plus, ideea este că pentru 30.000 de lei o să trebuiască, ajungem acolo, să ne dovedească. Atunci, iar altă discuție. Domnul Săpunarul. În legătură cu suma de 30.000 de lei și faptul că ne ținem. Când vrem să facem zile comunitări de jocuri, țin să amintesc că, colegilor mei că procedurile astea de a face festivități de durează din antichitate. Pentru că romanii, dacii făceau sărbători, grecii făceau sărbători pentru populație. Așa este. Au fost întrerupte sărbările astea și nici n-aveai dreptul să te întâlnești cu patru persoane pe stradă în timpul comunismului. Toată lumea știe treaba asta. Nu se vede. N-are voie dintr-un club de economie. Deci, asta este. Hai să respectăm. Noi trebuie să învățăm din istorie și să nu mai repetăm părțile care au fost negative. Să învățăm din greșe. Dacă nu recunoaște istoria, suntem condiționați să o repetăm. Deci, vreau, adică este un lucru foarte conținut, ne întâlnim cu toți. Să cunoaștem cu cunoaștem. Nu știu dacă... Și eu sunt de acord cu suma de 3. Sunt de acord și cu troița de la Tuda. Da, domnul Săpunarul, asta se va vota. Da. Dar eu să amintesc că în satul Vișoarat sunt mergi stradă fără troiță, făcută de populație. Eu dacă aș fi patron, așa am sume de bani, ar fi mândria mea ca pentru strămoșii mei care au luptat pentru pământul ăsta să fac eu un monument acolo, din banii mei. Dar neavând susținere financiară de asta. De la populație, avem de vorba. Bravo, domnul ăsta. Noi trebuie să susținem această activitate culturală. Nu numai la religie, că și la noi în sat s-au tot cumpărat bani acolo în casa, mă rog, cum se cheamă, preot. Băi, ce are și ea? E o casă părăsată. A spus prin Italia, pe stare. Dacă el nu locuiește acolo, și la fel... Se va muta, domnule. Ei, se va muta, domnule. Și noi am strâns bani populație. Ne-a costit o discuție. Să nu mai fie corectat niciun consilier când își ia cuvântul. Eu înțeleg, dar oamenii au dificile de vorbire. Asta nu înseamnă că trebuie să nu te amânci. Toată lumea, doar îl controlez. Nimeni nu e perfect. Nu este, nu se pare. Mesajul cred că l-ați înțeles. Da. Deci trebuie să fim de acord cu să susținem... Am înțeles, domnul Săpunar. Aveți? Domnul Săpunar. Supunem la vot punctul 2 de ordine de zi. Cine este pentru? Deci dacă se aprobă suma asta, înseamnă că din urmare și nu se aprobă și din urmare. Cine este împotrivă? Domnul Bulean, am o rugăminte, acum sincer discuțiu. După ședință, rămâneți-o de acolo și vedem exact ce putem urmăra proiectul ăsta, pentru că eu nu zic că nu se poate face. Deci se poate duce la depinde, cum am zis, nu e așa ușor să ne-am imaginat, dar se poate face. Vreau să vă spun două cuvinte în ședință. N-aș vrea să catalogez pe nimeni mincinos. Deci n-aș vrea. Pentru că știți foarte bine că am stat de vorbă 5 minute împreună și ați promis că începe simultan cu o lucrare. Care nu vrea respectiv o să am reușit. N-am reușit. N-am reușit. Nu-i promis aprobat. Dar de asta vă cer argumente, serioase.
Bun. Deci două voturi pentru abținere. Domnul Vabădăne, dar ați votat pentru. Domnul Vabădăne? Abține. Ia, să se abține. Vot pentru șapte abține și după ce o atare de atent. Pardon, dar ăsta e 59 din urmă. Nu înțeleg, dar aveți asigență și e mai corect. Domnul consilier. Deci 56 milioane pentru că vine la proiectul și ăsta e numai proiect. Documente. Haideți să revenim la vot. Vă răzgândiți în momentul votării. Dar ce credeți că e primăvară, da? Dar nu-i corect. Dar când s-a levat votul, în deci sunt 8 pentru, da? Da. Împotrivă. Nimeni. Și 7 abțineri, da? Cum? 5. Bun. La abțineri, domnul Avădănii, trebuie să menționez, după cum vreți să vă spuneți. V-ați ținut domnul Boboc? Da. Da. 4. Și 3, da? Și domnul președinte de ședință. A fost pentru. A fost pentru. Bineînțeles. Da? Deci ok. Deci proiectul a trecut. Da, nu-i așa. Proiect de hotărâre punctul 3. Trecem la punctul 3, da? Proiect de hotărâre privind aprobarea stimulărilor financiare elevilor care au obținut rezultate deosebite la competițiile școlare de țină și întreținere regionale organizate în anul școlar 2018-2019. Inițiator, în altă comunitate de doamnă. Discuții, pe seama acestui proiect? Nu vreau să zic altceva? Da? Altceva? Da, dacă nu mai nimeni, dăm cuvântul domnului Vreau Petre. Da. Aș vrea să spun, mi s-ar fi părut corect cine a inițiat, adică cine a făcut apelul respectiv să vină și să le spun. Nu observ aici, tabelul respectiv menționează suma totală de 2450 și în total este atribuit 3 euro. Diferența aia, mi se poate spune unde se va duce? Vă rămâne și să duce până la apă de justificație. Bugetul viitor 3, 4, 5. Bun, și atunci de ce mai este nevoie să aprobăm noi ca fraie 3.000 de euro? Altfel nu pot să zic. Adică ne puneți 3.000 de euro și acum vedeți că nu se duce nu se în pe ele. Nu. Rectificați-o la 2.450. Și gata. Nu, de la contabilitate mi-a zis că și eu am întrebat același lucru și azi trebuie sumă rotundă. De n-ar cum să pun 2.45. Deci notul de fundamentare spune și în lege. Deci în viitorul spune că trebuie notul de fundamentare. Nu suntem în afara legii. Păi, mă dar sunteți în afara legii. Că dacă este, spuneți în care legii vă conferă și spune că trebuie să prezentați și notul de fundamentare. Ca că știți. Prevedeți? Domnul deci nu știți. Legea nu spune așa. Deci trei care spune. Bine, dumneavoastră știți. Deci nu știu. Știu, pentru că vă documentez. Pentru că asta este rolul meu. Dar vă spun. De ce trebuie trecut? Și dumneavoastră nu puteți să veniți cu ideea, pentru că încă un lucru ce nu mi se pare corect, ceva, cum să zic eu, nu în corectitudine. Au fost discuții, am relatat, nu?
Era un elev care nu avea susținere financiară de a merge și a participa la concurs, că era pe județean, nu știu, domnul profesor știe, național. Deci era pe, deci trebuia să participe național, da, la concurs. Nu avea susținere financiară, s-a cerut din partea Consiliului o susținere financiară. Despre cine este? Păi, deci luăm de calcul chestii. Era care a participat la concursul, dar Olimpiada Națională s-a avut obiectul ei, iar sunt un an urmă. Și-am cerut explicat, și-am cerut... Haideți, până mergem la primar. Noastră lăsați-mă să întâlnim ideea și după aia răspundeți. Deci atunci s-a cerut susținerea financiară din partea Consiliului. S-a spus, conform legii, nu avem posibilitate și nu avem dreptul să susținem financiar, pentru că vine Curtea de Conturi. Așa s-a explicat și va trebui să dăm banii înapoi. Bine. Acum, s-a ajuns la sistemul în care s-au strâns bani, o parte din bani, domnul profesor ne-a explicat, din partea consilierilor, pentru că nu se poate da. Iar acum dumneavoastră veniți după un an de zile că se poate asigura aceste venituri. Vă întreb, ce s-a schimbat de atunci până acum? Nu are nicio legătură, dar vreau să mă înțelege. Haideți, ce n-am nicio legătură? Domnul Mureanu, haideți ca să vă mai zic ceva. Referitor la doamna domnișoara Sascău, bănuiesc că este fata Mirela, da? Nu știu. Primește acum. Este fata lui Mirela, domnul Goadă? Ne poate avea o referitor. Așa. Doamna Mirela, am avut discuții cu ea de pe timpul ăla, a fost foarte revoltată pentru discuția asta. De ce? De aia, pentru că a zis că ea n-a cerut ajutorul nimănui. Păi bun, și atunci înseamnă că domnul profesor... Pentru dumneavoastră... Deci, a luat vorba aia... Nu! Eu am avut discuții cu ea, m-am întâlnit. Și mi-a zis că nimeni nu a științat și ea nu este de acord. Deci cum o cheamă domnul profesor? Sascău. Delia Marina. Domnilor, noi facem niște tâmpenii aici după cum constat. Adică domnul nu a fost de acord și în tabelul respectiv este trecut ea. Stai, domnule, mai bine. Deci eu am avut discuții cu dânsa imediat după ce a fost discuții în Consiliul Local și a zis, domnule, cine a fost pentru că nu sunt de acord de o consultare a fost făcut din partea profesoarei care au prezentat doamna profesoară de revizii. Asta e altă treabă. Da? Deci ar fi trebuit ca doamna profesoară să facă să întandem cu părinții copilului, nu să trezească părinții cu domnule, dar noi ne permitem ca să nu ducem foarte acolo. Am ajuns subiect de discuție exact ca și acum. Deci, dumneavoastră, nu duceți unde vreți dumneavoastră discuția. Eu vă am întrebat. Asta nu este ceva legat că n-am fost de acord cu banii la ceva. Eu vroiam să ajung la concluzia de ce atunci nu se putea da. Că nu era vorba numai despre Sascău. Erau vorba și despre alți copii. De ce nu s-a putut atunci și acum se poate? Asta am vrea. Dacă vă uitați și la titlul proiectului de hotărâre, zice pentru rezultatele obținute. Deci astea se dau premiu pentru cei care au luat un premiu 1, un premiu 2, nu înainte de a participa. Deci, da? Vreau să spuneți că nu este... Deci finanțăm participarea, rezultatul finanțăm. Deci vreau să spuneți că... Dar nu ați scris în hotărârea de copil. Eu am înțeles. Dar spuneți că nu este, că nu se putea face finanțare numai pe legea asta? Ce spuneți dumneavoastră? Nu, legea așa se cheamă, hotărârea de guvern așa se cheamă, da, pentru rezultatele obținute. Deci cei care au obținut rezultate atât... Deci pentru alte activități nu. Păi normal că nu. Hotărârea de guvern așa se cheamă, privind acordarea stimulentelor financiare ale elevilor care au obținut rezultate. Deci cei care au luat premii. Deci nu vorbim de momentul înainte să participe la un concurs. Deci nu sunt susținere deci financiare, deci nu sunt, deci nu se finanțează, să înțeleg, și alte activități a elevilor. Deci așa se cheamă cu nu se finanțează, nu. Finanțare, așa. Da, sunt și alte, sunt și alte, sunt și alte lucruri care se finanțează. Sunt finanțate, dar nu la nivelul nostru. Hotărârea prevede să începe la nivel național, care merg la Olimpiade Internaționale, într-adevăr, statul ajută. Dacă ați mers până la Bacău, nu vine la noi să-i dăm 50 de lei. Nu prevede legea. Noi, din bugetul local, articolul 7 din hotărâre, asta s-a prevede. Că puteți hotărâ acordarea premiilor, atât. Da. Deci eu am să vă documentez. Eu după cât da, știu că mai sunt și mai sunt și alte căi prin care se pot finanța. Deci nu este numai vorba. Deci, ori fi, eu nu vă contrazic. Dar acum noi facem referire la acest HG.
da? Care stă la baza proiectului de hotărâre. Pe baza căruia s-au acordat aceste proiecte financiare. Vom avea vedere. De legătură cu acest punct, am și o politicele. Sunt toate, cum să spun, s-a desfăcut. Că să vrea să apucă așa ceva, pentru că am înțeles că e așa o parată, dar e la început și nu putem pune problema platformului, cât se face, cât nu se face. Până la moment, calul de dată se caută lucrurile, este o parte. E dai de toate. Dar ca să stimulăm acești copii, o treabă foarte bună. Ce mă surprinde pe mine, așa mai, cumva, olimpiadă de religie, o mare catolică. Dar ne dăm știința la parte, unde e olimpiada de matematică, unde e olimpiada de chimie, am chimia văzut pe aici, unde e de științele exacte, de fizică, nu știu, ăla am sărit de dată la olimpiada de... Acolo s-a obținut rezultatul, domnul Arbătă, de-a participare. Unde-s profesor? Și profesor are profesor. De asta nu vreau să vin directoarea pe care să ne... Nu zic că nu trebuie stimulat. Și asta e o treabă bună, dar mi se pare că noi, de ce tocmai de asta până acum... Dar s-a cerut de acum un an pe aia asta. S-am întrebat că... Domnul președinte, ce este în sensul ăsta? Noi am primit de la școala Petru Drojuș o listă. Vedeți? Nu știu dacă v-am spus pe aia. Am văzut, ai văzut doamna director. Astea sunt rezultatele și olimpiadei la care au participat oamenii. Eu am vrut să intervin, apropo, eram nedumerit cu treaba asta, adică cu sponsorizarea sau cu ajutorul la plecarea la concurs sau cu stimularea după ce aici nu rezultat. Aici poți să mai rezultate. Asta vreau să întreb, doamna secretar, răspunsă, mulțumesc. Deci, punctul 4, se pune la vot. Punctul 3. Cine este pentru? 15 pentru. Abțineri și împotrivă zero, da? Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru comuna Petru Drojuș, inițiator primarul comunei Petru Drojuș. Discuții de seama acestui proiect. Cum plan care se face anual, știți, de bine a fost și acum două ședințe, dacă nu mă înșel, în urmă, s-au găsit niște greșeli, nu? De concordanță pe care George Mărescă le-a... S-au modificat, am înțeles că domnul Dumnezeu a fost în ședință, el s-a luat, a fost, da? Da. Să fie aprobat, pentru că asta este o formalitate. Însă nu înțeleg un lucru. Dacă de la listul acolo a fost trimis pe data de 4, de ce s-a ajuns tocmai în acum așa de departe? Sau rândul trecut, acum două ședințe, noi n-am aprobat și de ce a durat încă două luni de zile ca să nu fie aprobat? Deci lucrurile astea nu le pot înțelege. Deci îți înaintează pe data de 4, listul, da? Și se ajunge în luna nouă ca să punem în dezbatere. Pentru aprobare, când necesită, pentru că aceste lucruri necesită. Asta nu înțeleg. De ce să mergem întotdeauna cu urmă în urmă? Și răspunsurile nu se dau. Sau se dau? Eu știu. Domnule, aici se numește planul anual. Da, da. Dacă era atunci, ISU ne dădea în decembrie ca să aprobați planul anual. Deci ce este planul anual? Ia spuneți, domnule Vădărică, a fost viceprimar și știți. Trebuie să înțelegem, pentru că e o lucrare basaltată acolo, nu e o lucrare să-și faci 40 de pagini de așa, e, nu e. Și ca să le ia pe toate la mână, să le facă perfect, ca așa a început noi, a durat o sută de timp. Deci durează, vă
vă dați seama cât ar dura o construcție la o casă de acarunată. Bărbire. Deci este o anomalie pe azi, bă. Deci îți dă pe data de 4 ani și să dureze atâta. Mi se pare incorrect. Pentru că e nevoie. Nu? Domnul Bureanu, am înțeles. Deci sunteți cu totul de acord. Numai că au fost... Pe distanța. Distanța. Da. Distanța dintre păstrarul și planul. Ce este? Justificația. Deci au trecut pe ordinea de zi în luna iulie, că s-a extins, și în luna august, domnul Neagu, a fost în concediu. Și a venit într-adevăr ca să... Deci asta nu conta că o să fie... Nu, nu, eu vreau să vă spun că n-am fost de acord să trec pe ordinea de zi, dacă nu este prezent. Să vină să susțină material. Cine are materialul în ordinea de zi și vine la ședință să le susțină. El a fost la comisii, că astăzi v-am înțeles că nu va fi ceva așa, dar a fost la comisii și dacă a fost declarificat o vreme s-a clarificat. Deci de asta nu s-a pus în luna august. Pentru că eu n-am fost de acord să treacă pe ordinea de zi, că nu a fost. Am încât. Deci să vină să dea clarificări. Se pune la vot, da? Da. Cine este pentru? Trecem mai departe. Deci punctul 15. De hotărâre privind aprobarea planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență la nivelul comunei Târgu Jiu, județul Bacău. Îți acord primarul comunei Târgu Jiu. Asta dacă sunt discuții pe seama acestui proiect, supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Și acum trecem la proiectul de hotărâre de 24. Numărul 24 de 909-2011. Deci sunteți de acord să trecem acest proiect. Deci proiectul se referă la aprobarea actualizării devizului general după încheierea contractelor de achiziție publică conform ordonanței de urgență numărul 114-2018, instrucțiunea Agenției Naționale a Achizițiilor Publice numărul 1-2018 și contribuția asigurărilor de muncă 2,25% pentru obiectivul de investiție. Înființarea de cea canalizare de menajeră în localitate de Vișoara, comuna Târgu Jiu, județul Bacău. Da. Aici am cerut la domnul doamnei contabile și vreau să iau și o cuvânt ca să pot lămuri cum am și informat un pic la ce se referă ordonanța 114 din 2018. Deci puteți pe seama acestui... Da, și eu. Domnul Bureanu. Domnul Bureanu, ascultați. Domnul Bureanu, domnul Bureanu. Dumneavoastră și domnul Bureanu. Poți să mă las și eu. Cum vreți. Bureanu și Put. Da, domnul Bureanu. Da, mulțumesc. După cum știți cu toții, știți foarte bine, sau știți și dumneavoastră, că la orice contract, orice lucrare, vine o firmă, trebuie să mă fac mai înțeles, vine o firmă în care licitează. Sau vin mai multe firme. X, Y, Z. Firma X câștigă în favoarea, sau în defavoarea firmei Y, Z cu, să spun, cu 10.000 de lei, da? Cu toți știm că pe parcurs vin cu acte adiționale. Bun. Domnul primar, spuneți-mi, diferența asta de 10.000, de 5.000, parcă de 5.000 de euro, care de diferența asta din valoarea contractului, de ce trebuie să mai venim cu acte adiționale? Ce să mai, ce să mai descoperi acolo? S-a descoperit o rocă vulcanică, nu mai pot trage ăștia cu bunul excavatorul? De ce iau? Păi așa se întâmplă, nu trebuie să zâmbim sau ironic sau să vedem. Deci știm cu toți. Explicați-ne un pic diferența asta. Și de unde o dăm, practic? Asta vine din bugetul local, da? Bun. Ca să dau o ședințenie, după aia am văzut nevoie să te duci acolo, să nu știi despre ce vreau. Puneți-mi un pic. Știți destul de bine că la orice preț tot actualizează de vizi. Da? Aici nu știu cât legătură are direct firma respectivă care a făcut legitația.
Așa, e o modificare, bănesc la tot ce înseamnă trebuie, da? Iar camul ăsta, 2,25, se găsește în absolut toate proiectele posibile. Da? Deci, nu chiar în nu chiar în toate, pentru că noi nu au venit cu acte adiționale. Eu, din ce știu, din mandatul meu de consilier, eu mă întâlnesc chestii de primăvară în care mă întâlnesc cu chestia asta. Deci, cu toți constructorii care au venit, deci ei nu au venit cu acte adiționale, da? Deci, e prima oară când ne întâlnim cu așa ceva. Deci, noi nu mai întâlnim cu speța asta. Am fost încă un act adițional. E vorba de vreo 3 miliarde atunci. Bani de acolo, de școală. Nu, aici. Deci am mai fost încă un act adițional. Vedeți că spune aici, foarte frumos, la sfârșit, în contract, și stipulează și suma și tot, da? De la o sumă, după aia a mai venit cu încă un act adițional. Ăsta e al doilea act adițional. Asta vreau să spun. Toate că știi că e valoarea contractului un milion și ceva de euro, un milion de euro. Deci, este ceva de euro. Dați, domnule, referitor, dați că s-ar putea să fie o măsură să ia de euro, domnule. Deci, ordonanța asta de urgență numărul 14 din 2018 are, e foarte stufoasă. Și am stipulat, am făcut un prospect din lege și la capitolul 17, și la capitolul 7, spune așa, facilitații acordate pentru sectorul construcțiilor. Pentru perioada, deci asta e nouă nouță, deci, pentru perioada 1 ianuarie 2019, 31 decembrie 2028, se aplică următoarele facilități persoanelor fizice care obțin venituri din salarii și asimilate de la angajați, care desfășoară activități în sectorul construcțiilor și care realizează cifre de afaceri în aceste activități în limita cel puțin 100% din cifra de afaceri. Facilitățile se aplică veniturilor brute lunare din salarii și asimilate salariilor cuprinse între 3.000 și 30.000 lei. Deci, guvernul ce a făcut când a dat ordonanța asta de urgență? A făcut legea asta ca să le mărească salariile din construcții. Deci până la 30.000 lei sau poate și mai mult sau alte bonusuri care le vor da. Și băieți au posibilitatea de a face treaba asta. De a, pe parcurs, în timpul jocului, să vină cu modificări la contractul care a fost. Mai scrie. Deci, Am văzut că Vișoara s-a apucat de treabă, merge chiar binișor, dar într-o ședință când am zis, nu știu mai din treabă tot. Băi, de unde-s meseriașul ăsta? De la Neamț, de la Bacău. Păi se scrie acolo, domnule, beneficiarul scrie, deci cine execută lucrarea, termenul de execuție, executantul. Că așa mă întreabă unii. Deci ar trebui pus. Da, eu știam că așa a spus. Că lumea zice, vreau să facem chestii 5 ani, eu nu mai prins. Că asta trebuie să fie o chestie, nu știu cât o fac. Nu, nu, nu. Domnul președinte, dar mi-am dat voi, vă spun și o întrebare, că sunteți documentat. Nu sunt documentat, nu. A spus că v-ați documentat. O întrebare. Când e intrat în vigoare ordinul ăsta a guvernului sau care se referă la... Da, 2018. Vă rog frumos, domnule. Vreau, nu v-am întrebat. Sper să vă pot răspunde. Dacă nu, pe ea dumneavoastră spus că ați documentat. Vă rog să spuneți când e intrat în vigoare ordinul ăsta sau ce ați... Ordinul este intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2019 și are o marjă până în 31 decembrie 2028. Am înțeles. Mulțumesc. Știți de ce vă întreb? Pentru că ordinele din 2018 ei au mai venit cu două reglementări de astea și acum, după 9 luni, vine și cerea asta. Asta era nelămurit. Deci vin după un an de zile. Da, dar
actul ăsta adițional, de exact cum a apuntat foarte bine domnul Bucurean, este al doilea act adițional și se referă doar la contribuția asta asiguratorie, care este de 2,25%. Deci 23.000 ăsta n-are legătură cu ordonanța 114. Bine, aici noi am pe devis scrie într-adevăr, că noi așa trebuie să ne ducem dreptat, că se trimite la minister și trebuie să păstrăm ordine. Dar astăzi noi, dumneavoastră Consiliul Local, vă să aprobați acest 2,25% care i-a apărut prin iunie, cred că, sau reglementarea asta i-a apărut când s-a modificat. Da? Deci nu vorbim acum de prima dată, s-a făcut a fost de 4... de 114 când s-a modificat, ce și domnul Vrean, da? 4.391. După aia a venit cu un act adițional și a obținut 4.800.000. Păi da, acum vine iar cu 23. Deci de fiecare dată, domnul constructor o să probeze să vină cu un act adițional, indiferent dacă e permis sau nu, pentru că asta e locul de a câștiga bani. Deci el trebuie să justifice, practic, banii care au făcut și la primul act adițional, la primul act adițional am dat pe 3 miliarde. Păi da, da, eu înțeleg că nu face legătura. Nu. Deci, eu am înțeles care este situația. Domnul constructor o să-și facă în așa fel de câte ori are posibilitate, dar el trebuie să vină cu justificări complete. Doamnă, la licitație știa că este salariul minim. Păi, dar minim. Nu, dar nu. Nu știa. Nu, dar știa salariul minim de atunci. Pentru respectiva perioadă. Știți destul de bine. Deci după aceea, dacă se face salariul minim și asta e treaba lui, el trebuie să treabă riscurile. Dar la podul la Onești, ce s-a întâmplat, domnule, că au stat 6 luni de zile că s-au actualizat devizele. Ai devizele mesajului ce s-a actualizat, atunci s-a început lucrarea cu banii aia, nu că vine lunar. Ce-ar fi ca transformul, nu știu unde, pe ce localitate face asfaltul și vine lunar cu un act adițional. O, chestia care mai dureroasă este, dacă putem spune că e dureroasă, este că banii ăștia trebuie suplimentați în bugetul local. Dar și ce v-ați făcut? Și ce v-ați făcut? Și dacă noi o să hotărâm că nu suntem de acord, el trebuie să facă lucrare, conform contractului. Deci nu înțelegeți că așa. El are condiția, trebuie să facă contractul. Dar cum de prevede că, dacă a încheiat el contractul, că pe parcurs poate să vină cu act adițional, asta e cu totul altă treabă. Dar dacă el contractul a încheiat după devizul dreptului care o fost, nu are. Deci nu, știți cum da. Asta, exact cum s-a făcut ca TVA-ul. Deci asta, contribuția asta e la stat și gândul a el. Deci ăsta nu e 25%, ea statul nu e la el. Și e obligator. Deci exact cum s-a făcut ca TVA-ul. Dacă aveți de stat și la TVA-ul, el n-are cum să suporte el. Deci argumentul în care ați făcut un deviz, doamna, la devizul respectiv ai o marjă, domnul, nu știu, să mă adresez. Ați fost maestru, inginer, ce ați fost? Inginer. Bun. Când se face un deviz, se prevede și lucrurile astea, o marjă de 5-7%. Neprevăzute, neindirecte, de asta. Păi și se prevede? Ei, procentul ăla înseamnă și treaba asta. Deci 5-7% cât prevede se poate face, da? Asta este marja de acoperire a lui. Asta înseamnă. Nu înseamnă ca de fiecare dată când găsești o motivație pentru că s-a dat în lege, nu știu ce, trebuie să vii neapărat să-l susții financiar. Eu așa consider. Deci, în punctul meu de vedere, noi am dat o dată 3 miliarde, acum vine cu sume... Deci, el are 5-7%, știți? Deci, legea conferă are 5-7%. Ma, așa. E loc, ce ai ieșit, frate, că îi dă voie că îi ține să-și dai 5-7%. Nu, a apărut hotărârea acum. Da, este ca
corect că apare, dar el prevede acolo 5% sau 3%, 4% din plin. Doamne Ioana, vă rog liniște. Supunem la vot acest proiect de hotărâre. Trecem la... Gata. Acest la vot. Trecem la vot. Cine este pentru? Nu sunt domnule. 7, da? Împotrivă? 1, abține? Împotrivă, da? Nu tot așa. Da, domnul Popac împotrivă și 7 abține. Nu tot aceeași, domnul Popac. Bine, dar tot așa spune. Și prevede riscurile care sunt 5-7%. N-ai avut ce face, da? Contractul la emigrat... Haideți, vă rog un pic. Cine s-a abținut? Nu e adevărat. A apărut hotărârea de la guvern, acum anul ăsta. Și trebuie să plătească riscuri de accidente de muncă. Așa, ce este ea? Din 5 și încă 2. Sunteți de acord să trecem la capitolul de interese? Da. Da. Discuții. Scrie la cuvânt. Doamne, vă rog frumos să vă notați acolo. Deci pot începe cu domnul președinte. Stați să vedem să-i trec și eu. Deci domnul Liviu, domnul Ungureanu Petre, domnul Boboc și domnul Locaru și domnul Pui. Da? Da, vă spun așa. Un semnat în care dumneavoastră din orice zi. Deci, vă rog, m-am dus într-o seară, era în vestă, total. Deci, pe uliță, pe acolo, de la Cernea. Deci, de la doamna secretară, mai înainte, unde e intersecția asta la Romanica, acolo, Cernea, la... Asbec. Deci, nu există bec. Trebuie pus o lampă, chemați firma. Luați firma, duceți-vă și prindeți acolo la Cruștiți. La Cruștiți, acolo. Deci de la Romanică și până în capătul celălalt, până la Barotița, până aproape de el, beznă totală. Dacă cineva... Doamnă, nu există bec, da? Nu există bec. Deci lăm nu sunt lăm. Deci vine cineva, i-a dat un cap la unul, nu-l găsește. Asta vreau, atât doar ca asta. Vreau și mai sunt celelalte care vă tot spun mereu, care sunt, dar nu vă uitați noaptea. Bine, din cauza stresului. Domnul Ungureanu Petre. Da. Domnul Ungureanu. Eu mai întâi aș vrea să aduc aminte de pentru că s-a aprobat acolo sumă. Domnul Ungureanu, deci noi să știți un lucru, domnilor consilieri, dumneavoastră, prima dată se pune în aplicare și după aia se aduce pentru votare. Adică, festivalul este anunțat dinainte, banii nu erau aprobați, caruselele erau venite, iar dumneavoastră ați aprobat. Ceea ce domnul Vocalu a fost inițiator și mi s-a părut corect ca... Haideți, domnul Intrașu, dacă nu mai stați la urmă. De inițiator. Domnul Vocalu trebuia să ne aducă la cererea cetățenilor. Ce înseamnă? La cererea cetățenilor trebuia să aducă un tabel, trebuia să facă mai mulți pași, prin care n-a făcut. Deci, domnilor, consilier ca care nu știu cum ați votat, suntem de treaba asta. Adică, fără să facă considerare niște lucruri. Deci, pași normal. Nu că nu este împotrivit, că este cineva. E normalitate de pași o două pași. Bun. Acum am trecut mai departe. Asta și vrea. Domnul președinte. Aș vrea ce probleme. Da. Să promovim că a fost primat în continuare. Cu cât a fost? Proiect de hotărâre pentru luna următoare. Care, cred și dumneavoastră, ca președinte de ședință, vă rog, ca să se supuneți, să supuneți la vot. Să supuneți la vot pentru proiect de hotărâre. Ce înseamnă? Proiect de hotărâre privind analiza
și aprobarea execuției bugetelor întocmite pe secțiunile de finanțare și de dezvoltare, precum și execuția activităților autofinanțate, detaliat. Și dacă este, menționez aici, articolul 49, da? Alineatul 12 spune așa, în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică spre analiză și aprobare de către autoritățile de rezervare execuția bugetelor întocmite de cele două secțiuni. Deci eu ce aduc în cunoștință? Ca să nu se mai ducă iar mai departe cu o lună, două, trei, cu execuția bugetară, propun ca să fie pe ordinea de zi la luna următoare. Da? Încă al doilea proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local, deoarece ordonanța de urgență numărul 35 din 2002 a fost prorogată prin ordonanța de urgență 57 din 2019 privind codul administrativ. Deci vă rog, că în alte primării deja s-a făcut, vă rog ca să fie și acest proiect supus spre aprobare. Da, codul administrativ nu am putut să vă răspund. Deci codul administrativ, într-adevăr, prevede actualizarea regulamentului Consiliului Local, dar ei tot au codul administrativ, spun că se va da un regulament cadru, care așteptăm să apară. Eu nu știu dacă păi, în alte primării, eu m-am uitat, deja s-a făcut. Deși nu înțeleg situația, la noi întotdeauna mergem ori în urmă, ori luăm cadrul, nu știu ce, adică cum a fost și cu finanțarea elevilor. Mai știți foarte bine că a mai fost încă o chestiune foarte mult dus, precum că tractoarele nu se puteau înscrie. La alte primării se înscria și după aia când am ajuns la concluzia, s-a putut. Pentru că da. Deci o fac concluzia că asta deci s-a făcut. Mai am încă un proiect de lucrări cu privire la aprobarea regulamentului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul local unităților de cult din Comuna Târgu Cocoș, în baza ordonanței de urgență 82-2001 actualizat și hotărârea de guvern 1470 din 2002 actualizat. De ce vă spun? Acolo vedeți că avem și un model la o primărie prin care are tot ce este necesar de a da și a susține financiar. Deci, aceste lucruri vreau ca luna următoare să fie. Acum, astea supunem la vot. În continuare, aș vrea să spun ca domnul primar să aducă o informare scrisă privind stadiul obiectivelor de investiții prevăzute în bugetul local pe anul 2019 la secțiunea dezvoltare, detaliat pe fiecare activitate. Deci, precum și lucrările de investiții ce urmează a fi efectuate până la sfârșitul anului curent. De asemenea, o informare cu desfășurarea lucrărilor de înregistrate sistematic a terenurilor conform ordonanței de urgență 35-2016, care în 2020 se termină. Asta este cadastrarea, adică să fie informați. Aici, tratarea ar trebui și cetățenii, pentru că prevede adunări cetățenești pe sate, să știe cetățenii ce beneficii au de pe urma acestor legi, ca să se implementeze acest lucru. Deci, astea sunt în principiu. Vă rog să supuneți, dacă colegii. Deci, susțin. Propun, pentru, dacă sunteți de acord, să susținem aceste patru proiecte a domnului Ungureanu Petre. La viitoare. Acum, da. Deci dacă se supune, trebuie implementat, dar nu totul. Dar nu poate deja se fac. Dacă considerați că se fac, să atunci. Părerea mea că, dumneavoastră, să vină la doamna secretară. Cu toate cuvintele. Care e și mai ușor este, deci, primul de specialitate al primarului,
Deci se face lucrul acesta. Vintre de la doamna secretară și face... Deci eu nu am să fac informații, n-am cum să fac și informații. Dar nu sunt treaba, dar trebuie să fie jurisdicția să vorbim. Nu vă trece, vă trece dumneavoastră, îți ia luat pe ei. Așa să vă punerea. Viitoare. Deci tu vii cu proiectul cum am făcut în fiecare dată. Da, da. Exact cum a făcut domnul Văcaru proiectul de hotărâre referitor la zilele urmării. Eu să fac proiect de hotărâre când ar fi să facem domnul primar. Păi, dar tu ești consilier cu altul de rezidenție. Deci eu propun ca consilierii să aprobe, să pună în aplicare domnul primar. Eu să fac execuția bugetară, domnule. Dar nu trebuie să așa. Deci să fac eu proiect pentru execuția bugetară. Nu puteți să spuneți așa ceva. Deci nu vă documentați. Cum să pot să fac eu ceea ce prevede? Pentru că eu de ce aduc? Pentru că domnul primar să pună în aplicare aceste proiecte, ceea ce denotă că și conform legii 273, legea finanțelor publice, prevede acest lucru. Dacă țineți minte foarte clar, niciodată aproape nu s-a venit cu execuția bugetară la termen. Ceea ce legiul conform prevede. Asta e altceva. Păi dată, dacă noi supunem spre aprobare, este obligat să-l aducă. Asta este, domnul avocat. Nu poți mai legătă să execuți bugetarea? Nu, dar eu v-am specificat legea, articolul, aliniatul. Dar eu v-am specificat legea și articolul. Articolul v-am zis 49, da? Ce prevede, da? Eu am specificat și aliniatul. Păi da, dar noi dacă punem în aplicare prin hotărâri de Consiliu, obligativitatea este să-l aduc la termen. Da. Deci va trebui un proiect de hotărâre. Deci este. Păi ce să fac eu un proiect de hotărâre pentru execuția bugetară? Poate ieși noi. Păi spune-mi curent. Da. Deci nu vă documentați. Deci eu m-am documentat înainte asupra acestor proiecte. Nu am venit cu eu. Am venit cu domnul primar. Deci eu m-am documentat asupra acestor proiecte. Nu am venit eu să vă spun că, domnilor, vreți să vedeți că asta este. Nu. E legea care prevede să pună în aplicare la termen. Noi dacă am hotărât și mai este și cu încă. Dacă e să mai luăm, deci sunt situații în care s-a făcut și stabilirea indemnizației lunare a primarului și a consilierilor conform noi ordonanțe de urgență. Deci alte primării deja l-au aplicat. Deja l-au aplicat. Nu eu trebuie să ridic. Nu eu trebuie să fac domnul avocatul. Trebuie să facă primăria, primarul. Păi conform noi ordonanțe, trebuie să aprobăm legea, adică hotărârea Consiliului Local care am aprobat noi cu salarizare și să venim. Pentru că am aici alte primării care au pus în aplicare deja. Deci au pus în aplicare. Păi nu, cum să nu, dar am aici. Am spus, deci am scos două, deci am scos două din municipiul Constanța și sectorul 5. Păi și dar am înțeles. Păi dar noi trebuie să le plecăm vorba. Deci domnul Cureanu, municipiul Constanța are aparat de 20 de ani juridic care muncesc. Doamne, asta nu ne dă dreptul să ne conformăm niciunii domnului. Deci legea, dacă spune că trebuie să ne conformăm, trebuie să ne conformăm. Deci dacă vă uitați prin codul administrativ, tot ce s-a aprobat și tot ce este de făcut au termeni. Sunt care au termeni 3 luni de când s-a aprobat codul administrativ. Suntem în termeni. Deci noi, să înțelegem, facem exact cum a fost cu ISU. Dă luna 4-a și mergem în luna 10-a. Nu mai faceți comparații. Păi fac comparații. Citiți codul administrativ. Păi eu am citit, dar nu știam, nu știam. Păi uitați-vă la termeni. Sunt într-adevăr de actualizat foarte mult din când s-au aprobat celelalte legi. Păi dar eu vreau să se actualizeze. De asta am spus, dacă nu este aprobarea consiliilor, domnilor consilieri. Deci dacă noi stabilim, trebuie să fărăm. Nu demonstrez, vă spun normalitatea care trebuie făcut. Normal că să fac asta. Suntem deci normalitatea care trebuie făcut. Deci noi limitele de trebuie să-l îndeplinim. Vă dați seama, fiecare unitate administrativă are obligația asta. Da. Deci eu v-am spus care este situația. Asta nu deci din punctul meu de vedere, dumneavoastră puteți să-mi spuneți execuțiile bugetare. Normal, după lege, de câte ori s-au adus la termen. Dar nu vă contrazic. Păi și atunci, de ce să nu stabilim prin hotărâre de Consiliu ca să fie la termen? Deci dumneavoastră, cum vă consilier, bănuiesc că nu vreți să fie la termen. Eu vă înțeleg punctul de vedere, dar o hotărâre din Consiliul Local nu este mai presus de legii. Atâta timp dacă legea prevede că trebuie... Păi da, dar atunci de ce nu s-a respectat? Asta e altă discuție. Păi asta, dar altă discuție. Vă răspund eu, vă răspund cine trebuie. Dar dacă e o hotărâre de Consiliu, atunci se poate ataca foarte ușor. Nu facem. Deci nu este. Bugetul țării, ce bugetul are aici în altă? Poftim? Bugetul țării, ce nu ies la termenul? Vă rog, frumos.
și-ar dori să fie fie la ședințe din comisie, fie câteva zile înainte, ca să puteți să-i documentăm. Sau poate, poate face totodată materialul respectiv. La ce vă referiți? Suprimul material. În primul material nu l-am înțeles. Și aș vrea să-mi dați voie să mă refer un pic la punctul 3, pentru stimularea elevilor. Domnule, suma este mică pentru elevi. Da, nu, este mică și de altă dată trebuie să, să fie suma pentru premierea elevilor. Separ, de cum separ, nu cumulat cu altă sumă, cum e și bă, acolo 30.000 și după aia am de 3. Da, am înțeles. Așa, acolo. Și tot la punctul ăsta, cum trebuie să fim mândri că avem așa copii valoroși. Da. Și îmi pare că domnul se prezumă la ar vrea ca să-mi permiți ca din partea Consiliului Local, pentru totuși, să le transmitem mici mulțumiri profesorului, toate cadrele de învățământ, dar să nu uităm aportul adus de părinți și de copii respectiv. De asemenea, nu e cred că a fost cazul aici, dar oricum am să menționez, din primul rând, din practică de tineriță a copiilor, este grădinițe. Nimic nu se spune, nu s-a spus odată, pentru că și ele sunt care de învățământ. Și aș vrea aici să le aduc minime pentru dumneavoastră și să precizez doar două persoane care au fost și directoare de la grădinițe, doamna Cernea și doamna Mărinea Boadă, deși a ieșit la, la pensie, dar totuși mulțumiri de Consiliul Local, le va mulțumi. Mulțumim frumos. Da. Domnul Văcar. Da, am ceva obținut. Da. Domnul Văcar, eu aș vrea să spun de manifestațiile care vor urma de la 13, 14 și 15. Domnul primar, prin decizia pe care o veți emite, pentru ca să asigurăm baza, să asigurăm securitatea, ordinea, liniștea publică, să se afișeze și programul manifestațiilor și sperăm că să fie o manifestație culturală, artistică, manifestare culturală, artistică, cât mai frumoase și să arătăm și noi, și comunității, și altor comuni, și chiar și să-i rândesc, că putem face noi ceva la nivelul comunității tot. Și cu această ocazie eu vreau să mulțumesc tuturor care ați aprobat aceste manifestări și celor care nu au aprobat, pentru că au și un cuvânt de spus legat de treabă. Vă mulțumesc că anticipat. Da. Mulțumesc, domnule. Eu mulțumesc. Deci nu ați avea da, eu aș vrea să puntez un aspect din Satul Vișoara. Deci, nu știu dacă știți, au cam început să tot felul de tentații, tentative de spargere de locuințe. Deci a fost în capul satului, spre aerodrom acolo, acolo chiar a spart casa la Mitivi Chireac și n-a luat nimic, deci bănuiesc că nu, n-au mers scoțe la pont. La Lică Chiblică, aici la intersecții și la Simona Ticabă, care lucrează în primărie, Simona Viorel. La... Nu, nu la totul. La Crăciun, Crăciun Viorel pe câmp, acolo la Bărnești și la, la Dălăiră, la Limbărgă. Și din ce am înțeles, camerele nu, deci pe timp de noapte nu-și fac treaba, nu-și fac serviciu. Am vorbit și cu domnul Șerban. Ieri am domnul primar a zis că, am urmărit și o ședință, a zis că camerele nu sunt chiar așa de performante. Eu zic că ar trebui să fie, nu important, e foarte important, e că pentru el e noaptea, oțul vine noapte, nu vine ziua. Și ziua. Deci ziua se pot întâmpla evenimente, accidente, nebunii, și o faptă bună se poate întâmpla, nu zic, nu. Dar, nu știu, în viitor apropiat, bugetul de venituri și cheltuieli la anul care se va face să fie stipulat și asta nu numai la Vișoara. Deci și putea și pentru locul și eu zic că camerele și la omenirea să-și facă treaba noapte. Deci noapte. Și noapte. Și noapte, da. Dar având în vedere și în punctul cheie. Da. Intrări este la doamna Dorina, la care ferată, la ieșirile din sat. La
folosit acum. Da, deci pot să fac seara completată la ceea ce a spus. Ieri am avut un primar, un specialist, și am verificat toate camerele, mai avea la tuta, și avem un DVR ars și, într-adevăr, trebuie să două locuite la care ferată. Da, adică, cu orice îndoiesc mai multe. Da, s-a surprins, referitor la furtule astea, s-a surprins câteva animale, da, cu niște mașini. Dar asta e, vreau să zic, ăsta e rezultatul la concursul da. Ieri. Deci avem un DVR și două camere. Concluzia este că băieții nu acționează la pont, deci sunt știutori. Deci acolo intrat, nu stătea nimeni, o răscolini, știi, da, din tâmpul școlieră. Din poate, e ulița unui trafic, ligă ghibric acolo și este cameră pusă la ligă ghibric. Okay. Din colo nu știu, dar din câmp aș trebui să-mi trebuie. Și vedem dacă face, nu știu. Și acum mai sunt, dar nu au aplicații, putem să pot urmări și poliții și la primărie, ca să nu vadă din telefon. Deci asta ar fi propunerea mea. Extinderea și performanța lor. Domnul consilier, numai puțin vreau să spun. Deci dumneavoastră, cred că nu cunoașteți cât a costat o cameră, dacă nu v-ați mai. Deci nu, dacă vreți să întrebați, nu știu cum vreți, dar am văzut despre care îi face și ceață. Deci, nu am lăsat câteva zeci de milioane cu camere, da? Deci s-au dat bani cu sacoșa din primărie, cu camerele aia, care nu sunt nici pe 10% pe formate cum le-am eu pe care. Domnul, nu e adevărat nici o culoare ce spune asta. Deci am mai avut o discuție. Da? Da, haideți ca să mă pregătesc, ca să mă duceți. Scoateți camerele să vedem prețul unei camere. Deci scoateți prețul unei camere, deci prețul real al unei camere, care, deci și cu devizul, vă rog frumos dacă ăsta, deci ceea ce vorbesc, știți foarte bine că ne-am mai încontrat de vreo câteva ori pe tema asta. Pentru că am venit în ședință și am spus că s-a dat numai pe camerele alea jos, s-au dat câteva zeci de milioane bune, care nu și-au rostul. Deci nu și-au luat o cameră ca să fie performantă pe vinte noapte, ca să știți și voi, ca să trebuie să fii, să ai un bec ambasare asupra ei. Iar de destul și zboară. Și atunci e eficient pe prima. E foarte eficient. Deci, chiar dacă nu are bec chiar surprinde, dar e performantă, dar dacă are și bec, e și mai eficient. Și face treaba 100%. Da? Dacă se poate, eu i-am spus, doamne, ca să montezi. Deci unicamere. Obligatoriu. Dacă pui o lampă de aia cu LED, crede, își face treaba și trebuie performantă. Nu, cu LED. O lampă cu LED costă nu 7 milioane cât am dat noi. 7 jumătate cât s-a plătit. Costă 130 de lei la unești. 7 milioane cât a plătit 7 milioane. Înainte, uitat, dar înainte când am fost noi consilier, s-a dat 7 milioane jumătate pe o lampă, da? Atât s-a dat. Și 130 de lei la apucure, da? E 40 de lei, care îi fac 250. Dar atâta este. Deci... Da, în locul asta am stabilit și cu... Domnul Dinu. Da, mulțumesc. Eu două întrebări am. Văd că se pune problema și cu DVR-uri arse și cu... Noi avem un contract cu... iluminatul ăsta, iar s-a făcut modernizarea la rețeaua asta electrică. S-au schimbat contor, s-au schimbat, mă rog, distribuția. Știți de ce avem problemele astea? Pentru că, normal, la o instalație de asta electrică, e necesară o protecție care se cheamă și la supratensiune. Nu știu dacă la tablourile mari sau la distribuția la fiecare utilizator casnic s-a pus treaba asta, iar dacă noi, ca primărie, avem vreo posibilitate ca să cerim asta la... Mă rog, eu ori sau cine se ocupă cu treaba asta. Inclusiv DVE-ul care spune dumneavoastră, dar nu numai ăsta. În condițiile de fulgerii, numai anul ăsta, cred că un sfert din sat are aparat electrocasnice arse. Iar în condițiile că noi am acceptat și ăștia au modificat și au scos conturi și au făcut alte tablouri, era, cred că, strict necesar ca prima intrare, prima protecție cu protecții la supra-tensiune, așa se cheamă.
Da? Inclusiv consumatorii primărești, de mereu. A doua problemă care vreau să o ridic, am avut discuții și ieri în comisie și aș vrea să știu și eu care sunt criteriile de acordare la banii ăștia din cultii pe biserici. Pentru că s-au avansat 1001 de așa. Ba că enoriașii din tut au adunat câte 12 milioane. Ba că enoriașii cu ortodoxi din Târgu Trotuș nu-și plătesc nici taxa la biserică. Ba că noi suntem mai mulți, 100 de familii, aia sunt 500 sau. Cum se acordă, pentru că noi anul trecut, când a fost discuția cu bugetul, cu mega casă din mortuară care e la noi, așa, care îmi bănesc că nu-i vina nimănui, e vina la cineva că a făcut-o așa. Dar pe mine mă interesează așa, criteriile de acordare. Domnul Ungureanu a venit, după ce că s-au acordat din, așa, nu știu câte sute de milioane la puta, domnul Ungureanu a venit și mai face o cerere încă de 500 de milioane pentru o troiță luna viitoare. Când s-a făcut extrasul ăla din buget, din finanțări la cultele astea, Biserica Ortodoxă, 3 ani la rând din ultimii 10, nu la niciun leu, iar anul ăsta încă avem datorii de anul trecut, 250 de milioane. Ba da, nu, 250 s-au achitat, dar au fost datorii de anul trecut. Așa. Și noi pe anul ăsta n-am primit nimic. Iar noi, în momentul când vine alegătorul meu care a dus, spune, bă, dar noi așa nu știu ce, nu știu cum, uite, mă, noi afaceri. Am vrea să spuneți oficial, băi, domnule, care sunt criteriile? În funcție de numărul de credincioși, în funcție de cerințele preotului, în funcție de cum cerim noi, consilierii, și cât suntem ortodoși, ca atunci, sau care, ca să știm dacă e o echitate sau nu. Deci, dacă se... Da, haideți să vă spun. Cea mai zile, pe ultimul loc de rămas pe la chestia cu Drăguță Totuși. Tocmai de aia! Deci, bine, am înțeles că le-am luat până acum. Așa, urmează ca să vedem aici ar fi prioritate. Drăguță Totuși, ca să vedem cum face. Deci, domnul Ungureanu, vă rog frumos. Domnul Ungureanu, vă rog frumos. Așa. S-au mers pe în principiu, ca Pedro Măcoară, o răspundare peste știință. Așa, într-adevăr, la cât s-a mișcat, a fost la fi lumea. Aici e mai stăbus, pentru că suntem mai puțin. Și cum era pe ortodoxă. Da, 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 da. Dar asta nu înseamnă, s-a mișcat și aici, e ridicat. Anul ăsta încercăm să vedem cât putem să facem, poate la anul și termină să vedem. Dar și o întrebare dacă s-ar putea să se dea bani pentru acoperiș. Avem nevoie să o acoperim. Așa, și dacă o acoperim restul, da, facem și să vedem, ăsta se face. Am discutat, nu știu că am urmărit la bani, știu. Eu pot să vă spun cum se făcea la cu 4 ATV. Deci se vedea bani pentru clube, ziceam așa, 500 de milioane. 500 de milioane, cât e în biserică? 40 de milioane, cât e la 4. Cât e 125 de milioane pentru fiecare. Dacă, deci asta mai putem face. Deci dacă, de exemplu, biserica de la Mișoara construia ei nu știu ce acolo și nu i-ar putea bani, ar avea cu biserica de la Trotuș, băi, uite, eu anul ăsta mai mult când trebuie, mai mult odată ca să termin o treabă, este domnul Ionuț Cădășii. Și anul viitor, cine e următoarea? Ce din răzită? Deci suma se împarte exact la patru, la patru biserici. Și cu asta s-a terminat. Că are și mare, și se încheia. Da. Domnul Avădăni, din tabelele care ne-au fost prezentate, nu reiese treaba asta. Păi nu iese, dar eu știu cum am făcut acum patru. Da, îmi cer scuze, de aia întreb, ca să știm și noi ce le vă face. Echitate, egalitate, e bine vorbim și la parte. La Târgu Trotuș, investiția este imensă. Deci e destul de mare și așa s-a mai tăiat în anumite, ca să se ajungă la punctul ăsta. Deci mai e, mai e de lucru. Deci lumea de la Târgu Trotuș, catolici vorbim. Deci adună bani. Sau ce lucruri? 4 milioane. Și nu le ajunge. Deci, asta nu să zic și la dumneavoastră. Și nu a fost. Am fost 500 de lei. Am 500 de lei. Domnilor, dar ce relevanță are cât dai tu sau ăla sau ăla? Domnul Laurențiu, banii care vin la primărie ăsta între ei contează, când vă luți nu-ți din buzunarul oamenilor. Pentru că lucrurile are elit. Da, eu am înțeles. Ați mai încoare și acolo s-o invență, mai zic, o dați și oamenii. Lucrările sunt
în funcție de cerințele, eu știu, Consiliului de Conducere a Bisericii, sau cum se cheamă, sau preotul propriu-zis, Consiliul Parodial. Dar asta nu are treabă, că dacă Consiliul de la Tuta vrea să construiască trei paladii, trebuie să sponsorizeze primăria. Consiliul Parodial s-a mai redus. Domnul nu s-a mai redus din... Și vreau să mă duc o completă aici, în principiu, ar fi corect și echitabil să fie cum a fost cândva, cum o zis neaură. Pentru că biserica de la Protus Ortodoxă, dacă stăm bine și ne gândim, este la fel poziționată ca și biserica catolică, ca și biserica catolică, este. Dar să ținem cont că este monument istoric, trebuie întreținută chiar dacă se măreaște mai puțin și nu au aceeași oportunitate, să zic așa, din partea credincioșilor. Deci, asta nu e atât de putere financiară. Nu e atât de putere. Și ar trebui și asta, până la urmă, și asta este mândria comunii. Întregii, bă, o biserică frumoasă aici, o biserică și partea aia la altă. Deci, asta este părerea mea. Încă ceva legat de bisericile astea. Pentru ce trebuie nou la ortodox și așa mare capela aia? Dar nu, s-a mai diminuat, așa a fost. Ce asta e? S-a mai cheltuit mult. Oricum s-a mai jumătate de proiectul. Hai să-i dăm cuvântul și lui Cava, așa o completare de domnule. Zice, domnule. Și eu v-am enunțat destul de corect înainte, numai că vă mulțumesc, nu sunteți atenți. Eu am spus așa, proiect de hotărâre cu privire la aprobarea regulamentului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul local unităților de cult din comuna Târgu Troș. Ca atare, am luat un model de hotărâre de consiliu al comunei Borca, Neamță, în care are un regulament clar și distins cum se acordă finanțare către religia, da? De asta am cerut aprobare, că acolo menționează în regulamentul 4 ce se face, cum se obțin bani, cum trebuie să vină cu justificare, cum trebuie să aducă devize, cum trebuie să aducă toate cheltuielile. Deci este un regulament care, am spus, dumneavoastră bănuiesc că nu sunteți atenți. De asta se iscă certurile astea. Că dacă noi aprobăm prin hotărâre de Consiliu, da? Atunci foarte frumos dispare orice suspiciune, dispare atunci că, băi, putare a luat atâția bani, în locul putare a luat atâția bani. Pentru că, în principiu, mă uit aici și conform ISU, el spune așa, romano-catolic 57%, ortodox 40%. Dar asta nu este un inconvenient ca să nu facem exact ca și dăm și acolo. Deci noi să facem un regulament prin care să atribui banii aceștia și dispare, fraților, atunci modalitatea asta. Eu v-am exprimat punctul meu de vedere și înainte când am luat de timp și acum, dar văd că nu luați. Pentru că nu este de competența mea să fac proiect, unele proiecte care sunt de competența unele proiecte, da. Dar atunci, nu doar. Eu nu că sunt împotrivă să dea finanță, facă finanțare la Troci, la Vinșoară, la Tuda sau la Totuși, dar să fim, deci, noi să fim în așa fel, încât să nu se vină cu suspiciuni că acolo s-a dat mai mult, acolo. Pentru că dacă sunt prin hotărâre de Consiliu, s-ar făcut. Este foarte bine, domnule. Da. Deci, asta este un punct de vedere față meu, dar aici au fost mai multe precizări, că sunt mai multe lucruri benefice pentru noi. Că sunt mai multe, dar nu o consideram. De asta am și spus. Deci, exemplu pentru execuția bugetară, nu pot să fac. Deci nu pot să fac, că nu intră la discuțiile mele. Dar sunt mai multe lucruri. De asta v-am spus. De asta v-am spus. Nu intră la trebuie să fac un mod la ce au făcut, ce mod.
ca sportiv. Pe tot biserică. Da, da, da. Domnilor consilieri, vă rog frumos. Și mai sunt, domnul primar, exemplul la noi, lumina, se aprinde, se stinge, nu știu de cine. Da? Vă rog frumos să luați atitudine, că suntem toți cetățeni, indiferent că au vitrotul și vișoara sau tunda, la toți să aprindă în același timp, la toți să stingă. Vedeți că la coborări, la pantă, spuneți că e 30.000 pentru festivalul Plotușului. Nu este mult, dar la coborări, la pantă, acolo, spre Părgărești, nu se poate circula sub nicio formă. Deci sub nicio formă. Drumul ăla n-a fost. Noi am suplimentat cu încă 1 miliard și nu știu cât la transport. Plus că am spus, de asta aduc în evidență ca în execuția bugetară unde să fie fixa și stabilit ca să vedem banii pe transportul unde s-au dus. Plus că cu suplimentare. Unde vă referiți? Care drum? La Cazanovac? Către Părgărești, la coborări. Acolo este un drum extraordinar de prost, impracticabil. Păi noi trebuie să facem legătura între Tuda și Părgărești și acel drum de 50 de metri, 30 de metri, poate 20 de metri, nu se poate circula până la Părgărești din cauza drumul respectiv. Am înțeles. Bine. O să facem și da. 30.000 de lei noi. Noi luăm un calcul. Este foarte bine să ne distrăm. Dar nu știu cineva se distrează dacă nu are lemne. Noi așa facem. Nu cumpărăm lemne și mergem ne distrăm. Da. Domnule consilier, îmi permiteți? Avem în sală aici un domn. Și am explicat și cu gunoiul atunci. Da, da, da. Să văd că de loc. Haideți să... Haideți să dăm cunoaște lucrurile. Domnul David, dumneavoastră sunteți în calitate de invitat aici, da? Da. Ați venit, aveți o problemă? Am venit chiar o problemă, că am auzit că se apucă de asfaltare la noi, pe strada Tineretului, am înțeles. Și vreau să știu pe ce dată și când, că așa lumea vorbește, că vine crederul, vine crederul, pleacă crederul. N-a fost desfățit. Eu am dat pentru picior, credeți că eu am pățit ceva cu piciorul și vreau să văd, într-adevăr, că o primar tot face campanie. Spuneți-mi asta, cine v-a informat când s-a făcut de urmare? Cetățenii, domnule, cetățenii au comunitate. Care cetățenii? Cum, care? Domnul Poșă, nu de grijă, am înțeles. De ce dacă intră? Și pe George Bacovia deja s-a asfaltat, s-a terminat acolo. Băi, vreau să știu când s-a apucat. Tot face ce tot principiu ce avem singur de ora. Sau ne apucăm să facem drumurile că începe campania de toamnă și asfaltăm pe când, cumva. Nu știu. Campania electorală. Da, campania electorală. Deocamdată pe ce avem singur, avem pe Grijoara, ce am prins singur, așa. Că văd că tot vă zbateți pentru casa mortoarului și la Tuta și la Vișoar și ăsta. Haideți, bă, oameni, să scoateți comuna din praf, bă, dar nu vă iese o reacție ca să scoatem comuna din praf? Sigur. Bă, numai comuna Târgu Trotuș a rămas în stadiu care este, am 50 de ani și tot așa este. De ce oare? Nu vă puneți problema, toți consilieri care sunteți aici. Da. Haideți să puneți problema asta. Toți vă referiți numai la cimitire, la capele, la curent, la asta, da, ca să scoateți comuna din praf. Nu, la festivalul urmai primit domnul David, ridică... Păi de ce nu vă puneți problema asta, domnilor din Vișoara, domnilor din Trotuș, de ce nu vă puneți problema asta? Ne-am pus un alt... Care, domnule, că nu puneți, domnule, că... Dar ne-i numai orice... Nu, domnule, că am venit, domnule, că am venit și că... Eu te-am discutat, domnule. Am venit bună băiță, domnule. Nu se dă la elecție, băi, el. Da. Cine e chestia de taie? Păi da, și m-a dat de vizionare. Eu, din punctul meu de vedere, deci la ora așa... Are dreptul să vorbească. Scoate drumul, comuna asta din praf, cu bani, nu interesează lumea, domnule. Deci la ora actuală ce avem, sigur avem pe Vișoara 3 km, 3 km și ceva, urmând ca să primim o răspuns. Unde e? La Vișoara? Dar pe CNI, pe CNI. Și acum ați făcut un kilometru. După ce termină canalizarea. Pe CNI. Pe CNI? Da. Deci este sigur, aprobat. Se începe. Dar ați văzut pe lista de investiții. Păi lista de investiții mi-ați adus-o exact în ultima, deci la început de ședință. Păi nu figura, că pe lista aia veche care am avut pentru comisii, nu figura. Că mi-ați adus exact. Ei, știți că ne-a făcut atunci și ne-a dat colegul nostru autobor? Nu am avut timpul necesar atunci ca să mă documentez. De asta nu știu, vedeți? Așa. Ați spus dumneavoastră și când ați spus la diverse. Deci eu țin minte, la diverse ați adus în discuții. Da, dar noi, acolo, nu aveam niciunul. Ce se întâmplă? Nici finanțare, nici 3 km jumate. Adică nu știam că se iau 3 km jumate.
nu este ceva că nu-i bun. Este foarte bun. Dar nu este acuz. Și vreau să văd care este. Da.